Trupurile celor doi adolescenți dispăruți în apele Siretului în județul Galați au fost găsite de pompieri. Copiii erau căutați încă de ieri cu ajutorul scafandrilor. Unul dintre ei, de 14 ani, intrase în râu să se răcorească, dar nu știa să noate. Prietenul lui, cu un an mai mare, i-a sărit în ajutor, însă curenții i-au tras în adânc pe amândoi. Băieții au mers sâmbătă la Scaldat după o partidă de fotbal. Atunci a fost ultima oară când au fost văzuți în viață de un pescar care a încercat să-i salveze.